Captură impresionantă pe Dunăre, un somn de aproape 2 metri și jumătate și o greutate de aproximativ 100 de kilograme a fost prins de un pescar în apropiere de șantierul naval din Galați. Recordul mondial al speciei de Dunăre măsoară 2 metri și 67 de centimetri. Big Mama! Iată-l și aici. Peste 30 de minute s-a chinuit Mihai Boșneagă să scoată la mal cea mai importantă captură a vieții sale. Un somn femelă de 2,45 m și aproximativ 95 de kg. Peștele a fost prins în zona denumită Cotul Pisicii, în apropiere de șantierul naval Galați. Drillul în sine a durat în jur de 35 de minute, dacă nu puțin mai mult. Un sfert de oră, cel puțin, peștele nu s-a ridicat după fund. A refuzat să colaboreze, cum ar veni. Dacă nu avem și motor electric la barcă să pot efectua drillul numai din lopeți, la moment în cârlige am avut ca și momeală un caras de aproximativ 20-22 de centimetri, cam așa. Pescarul recunoaște că a avut și noroc. Întâmplarea a făcut că până să ajungă la momeala mea nu a găsit altceva interesant de mâncare și atunci a capturat fără să stea pe gânduri, a înghițit carasul. Da, 2,45 m a avut. Măsurat pe salteaua de prezentare, ca și kilograme, nu pot decât să nu l-am cântărit, vă dați seama. El era deja epuizat după 35 de minute, am apucat să fac câteva poze, deja a fost supra-solicitant să-l dăm jos din barcă. Mihai Boșneag are 53 de ani, este pensionar și este un împătimit al pescuitului sportiv, participant chiar la campionatul mondial de specialitate. Nu este singura sa captură notabilă, dar aceasta este cea mai mare. Datele sunt aproximative pentru că somnul nu a fost cântărit după extracție. Captura a fost măsurată, fotografiată și eliberată înapoi în Dunăre, așa cum trebuie să procedeze toți pescarii sportivi. Pe malurile Dunării, uriașa captură a iscat vâlvă. Astfel de morși nu se prinde decât ori la clonc, există alte metode, bănuiesc, specifice pentru peștii mari de dimensiuni, la lansetă e puțin probabil. Așa. Captură impresionantă, ultima captură la fel de impresionantă a fost acum vreo 3 ani de zile, când un domn, un pensionar, într-o zonă în care, sau pe care foarte mulți pescari o cunosc, a prins un asemenea exemplar de vreo 170 de kilograme. Asociația Vânătorilor și Pescarilor Sportivi din Galați apreciază în primul rând faptul că somnul a fost eliberat în mediul său, mai ales că specia e în perioada de reproducere, iar exemplarul era femelă.